tot pe o cale de la țară, pentru că vreo două zile acolo, pentru că la meditația profundă nu găseam unde este inspirația efectivă, că era atât de fină și atât de fină, dar nu găseam. După două zile am găsit-o undeva în diafragmă jos și era foarte fină. Faptul că se produce în diafragmă, nu pot să urmez ceea ce se spune că trebuie să o simt la nivelul lui Atma. Să știți că este destul de simplu, chiar Otto, este destul de simplu să fixeze acest traseu. Cum? Respirația oricum se desfășoară cu o anumită lungime, cu un anumit traseu. Nu știu dacă va vorbi Sebastian despre Pada Shanta, despre locul de unde, da. Și poate nici nu care să regăsiți acest loc, sau să... Dar pe tine te interesează să creezi o priză de conștiință în această zonă. Și în această cauză ne ajutăm de respirație. E, o perioadă de timp ai putea să faci foarte simplu, inspirul și expirul, ca și mai plimba privirea interioară pe acest traseu. Simplu, zona timpului. Și cu mâna, poate nu te atingi pe tine. Este chiar un mod de a impregna această zonă care va deveni gradat mai sensibilă, sunt ușor palmele pe ea, da? Ca și cum te-ai plimbat. Sau dacă ți este mai ușor, că îți poți și reprezenta că aerul intră și pe măsură ce intră se duce către în jos, da? Să zicem, da? Indiferent ce mișcare faci, această sincronizare a minții cu respirația, deci a plimba privirea interioară pe acest traseu și chiar identificându-l, ajutându-l de mână, va intensifica puțin dinamismul eteric al energiei. Deci această zonă o vei simți mai ușor. Da? Pentru că, efectiv, mintea este acolo și degetele ating ușor zona pieptului și continui să inspiri și expiri. Și la un moment dat se creează spontan această priză, la un moment dat nu mai atingi și rămâi centrat spre a simți reverberația, expresia manifestării suflului subtil, inspirul și expirul în această zonă. Un alt element. Ai putea, de exemplu, plasând degetul sau degetele acestea unificate în felul ăsta, da? Să le plasezi aici, în zona de proiecție a ținerii, da? O ține degeți pe dreapta și să inspiri, presând ușor zona, o expiri și te cajezi, inspiri, expiri, inspiri, expiri. Până când, la un moment dat, vei simți că s-a creat deja și acolo un dinamism eteric perceput sub forma unei ușoare presiuni sau tensiuni locale care apare ca o ușoare vibrații calde și poți să lași mai jos. Și continui să respiri și să inspiri în această zonă focală. Este un exercițiu de concentrare, este un exercițiu chiar de centrare, este un exercițiu foarte simplu care îl puteți realiza conjunctural unde vă aflați, da? Căpătând această obișnuință la vă fixa aici, da? Nu uităm că aici este, în zona aceasta, este timusul care, poate știți, este o glandă care crește, se dezvoltă în perioada copilăriei, după care, după 6 ani, încetează creșterea sa și chiar se atrofiază. Da? Timusul este o glandă foarte importantă legată de creștere, legată de sistemul imunitar. Am întâlnit o metodă foarte simplă de trezire a conștiinței asupra acestei zone, da? Printr-o bătaie. Aici. Și veți remarca că, pe măsură ce rămâneți mai centrat și conștient de această bătaie, apare un fior, apare un freamăt, apare o vibrație. Personal, eu când mă ating aici, reverberez în tot corpul și simt pielea de găină, dacă este să vă spun așa pe concret. Numai evocarea acestei zone mă face să freamă din punct de vedere vibrator, da? Dar
ea poate fi creată, ea poate fi stimulată să apară printr-o simultană atenție, da, corelată cu inspirul și expirul, printr-o anumită bătaie a tactului aici. E ca o comunicare. Inima bate tac, 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 bați, tac, tac, tac. Ca și cum de o parte și de alta a ușii, la cutitul acesta, se află două entități care vor să intre în comunicare. Și se ciocănesc cu unul altul, o, vecine, ești acasă? Da, spune Ioana, sunt acasă, dar parcă nu te-au prea bine. Și mai atât. Da. Deci ceva de genul ăsta. Da. Chiar se produce contactul. Da? Spuneam și cu alte ocazii, până la urmă, vorbim despre iubire, dar vorbim despre inimă, vorbim despre atâncuri. Dar oare cum o manifestăm față de noi? Nu așa că dacă ai vrea să-ți asculți inima, parcă ai avea tendința, nu știu, să te apropii, să te apropii. Păi unele procedee posturale, de ce credeți că fac ca pozițiile segmentelor corporale să intre în contact unele cu altele? Bărbia să fie cât mai apropiată de piept, capul, pieptul cât mai apropiat de genunchi, parcă să simți o îmbrățișare a întregului corp. Ce exprimă această îmbrățișare, această nevoie, această simțire a îmbrățișării corpului? Ca o cuprindă. Sigur că atunci există o mai mare posibilitate de a te contacta pe tine însuți în aceste structuri. Imaginați-vă că sunt posturi care ne ajută să ne îmbrățișăm pe noi înșine. Da? Să ne atingem mâinile pe la spate, să simțim contactul cu spatele nostru. Da? Sunt posturi care aduc capul la picioare. Da? Și picioarele la piept. Da? Toate aceste posturi sunt menite să creeze un contact. Să reverbereze mai mult prin contact întreaga suprafața corpului. Și atunci când vorbim de inimă, cum am putea face mai mult decât să o simțim în aproape, să-i ascultăm tactul. V-ați mai ascultat tactul vreodată în liniște? Pur și simplu. Ce mai face inima asta? Cum mai bate ea? Să o ascult. Această intenție de a asculta inima are o anumită semnificație, chiar mai profundă. Pentru că veți remarca, ca să-ți asculți bătăile inimii, până și respirația se liniștește. Parcă vrea să fie o tăcere. Așa fel încât să distingi tactul. Bine, coborâți în această liniște, în această tăcere. Iar de ce spuneam că este această unitate a totului creează posibilitatea de a cupla la esență pornind dintr-un anumit aspect aparent aflat la periferie. Da? Iată, ascultăm un sunet al inimii, dar, în esență, de fapt, se produce un fel de cuplaj, o anumită liniștire, o anumită tăcere, o creștere a sensibilității perceptive și, unor chiar, ne adâncim în această liniște. Da. Pornind de la organul fizic, spre ajunge unde? Chiar și dincolo de el. Da. Deci, revenind, noi putem cultiva aproape orice funcție care cumva se exprimă și exteriorizat. Și aici am vorbit despre funcția respiratorie. Sigur, poate să existe o predominanță diafragmatică, cum se întâmplă de obicei la foarte mulți bărbați. Dar asta nu înseamnă că ea nu poate să fie grad dirijată, nu putem să o simțim, da? Să focalizăm suflul energiei pranice, ajutându-ne chiar de un gest sincron. Da. Nu uitați, noi aici facem un gest unificat. Este o mudră. Noi așa ne și rugăm unor, dacă vă amintiți. Da. E, în momentul în care noi punctăm cu toată intenția noastră spre locul de incidență a acestei supreme realități, care este inima, care este Divinul, este ca și cum, vezi, îl desemnăm pe Dumnezeu noi. Da. Sigur că degetele care arată luna nu este luna, dar nu vom putea vorbi că corpul ăsta fizic este Dumnezeu sau zona asta este Dumnezeu, dar punctăm dintr-o dimensiune fizică către ceva care se află în spate. Da. Și avem această putere de a punta, de a conecta lucrurile. Asta este minunea pe care omul poate să o facă. Prin transpunere
prin transfigurare, el poate intra în contact. Da? El poate trezi din nou arhetipul. Da? Care altfel este latent în ființa sa. Deci, respirația, să știți, poate foarte mult, deci aduce un mare beneficiu, de altfel, în foarte multe tradiții, respirația este folosită ca mijloc de a produce această liniștire, această, între ghilimele, condiționare a minții spre a se ajunge la pacea ei, la starea de minte. Da? De altfel, nu putem face ceva pentru vidul mental, nu putem face ceva pentru revelarea inefabilului, nu? Dar ce putem să facem este legat de activitatea și conținutul minții. Ori aici respirația este o pârghie, este o cheie, este o pârghie importantă. Da? Imaginați-vă că mintea zboară. Undeva. Vreau să ajung acasă mai repede. Nu? Și stăm cu gândul ăsta. Ei, la un moment dat îmi dau seama că în loc să fiu prezent în meditație, mi s-a dus gândul aiure. Bun, ce fac? Reiau din nou atenția asupra respirației. Respirația mă aduce în centru, din nou. Da. Și veți vedea că apare ce? Procesul direcționării unilaterale a minții. Da. Spre ce? Spre o funcție care poate interioriza foarte mult. Și atunci, dacă ne și ajutăm puțin de deget, da, de mână, la modul simbolic vorbind, să ne reprezinte destinația, focalizarea, punctul nostru destinație, punctul nostru focar, știm că vom ajunge acolo. Deci este posibil să, chiar dacă o simți aici mai mult, să o direcționeze aici. Și aceasta este foarte simplu.